Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Avem ca invitat pe domnul Toma Verici și dânsul, domnul profesor Toma Verici, a primit de curând un premiu important din partea Muzeului Literaturii Române, dar în același timp un premiu al Academiei, după cum o să vedem. E un premiu luat în luna decembrie, dar, de fapt, dânsul are o profesiune de viață, se ocupă de opera scriitorului Ion de Sârbu. Pentru mulți dintre dumneavoastră, poate o necunoscută, pentru alții, cu siguranță, un scriitor important al celei de-a doua părți din secolul 20. O să aflăm mai multe astăzi despre scriitorul Ion de Sârbu de la domnul profesor, mai ales că, spuneam, dânsul a încheiat anul trecut cu un premiu și are în spate o muncă titanică de a pune în valoare opera acestui scriitor foarte important, al Olteniei, al Văijiului și, bineînțeles, al României. Dar despre toate astea și multe alte lucruri interesante o să aflați astăzi. Nu întâmplător am pus titlul acestei emisiuni, Ion de Sârbu, de la conferențiar la vagonetar. Și cred că, domnule profesor, discuția noastră ar trebui să înceapă de aici, de la acest titlu, care poate să le trezească interesul telespectatorilor noștri. Vă spuneam și mai devreme, dar întâi să-i salutăm pe telespectatorii dumneavoastră și pe dumneavoastră și să mă bucur de prezența în acest studio și că am posibilitatea să vorbesc despre cel care mi-a fost într-un fel părintele spiritual. Ion de Sârbu, mai puțin cunoscut, zic eu, în spațiu cultural, nu pentru că opera sa nu are valoare, dar pentru că așa sunt vremurile astăzi, deși el a debutat din 1956. Iar titlul pe care l-a spus dumneavoastră pentru emisiunea de astăzi se potrivește ca o mănușă pe biografia lui Ion de Sârbu. De ce? Pentru că Ion de Sârbu, fiu de miner din Valea Jiului, născut în 28 iunie 1919, ajunge student la Universitatea Ferdinand I de la Sibiu, strămutată în 1940 de la Cluj, și după absolvirea studiilor universitare ajunge mai întâi asistent universitar, iar apoi conferențiar universitar în 1948, ca în 1949 să fie eliminat din învățământul universitar pentru orientări idealiste, împreună cu doi dintre marii săi dascăl, și l-am numit întâi de toate pe părintele său moral-filozofic, cum îl numea, filozoful Lucian, filozoful, profesorul și marele poet Lucian Blaga. Cel de-al doilea, căruia îi fusese asistent la Catedra de Estetică, profesorul Liviu Rusu. Toți trei au fost eliminați din învățământul universitar clujan în 1949, precizez, pentru orientări idealiste. Revenind la câteva, să vă oferim telespectatorilor câteva date sumare ale biografiei lui Ion de Sârbu. Deja am amintit că este născut în Petrila, în Valea Jiului, că tatăl său a fost miner, da, iar străbunicul provenea de undeva din zona Gura Barza, și de profesie era fierar. Niciodată Sârbu nu și-a ascuns adevărata biografie, bar chiar era mândru pentru originea lui socială. De altfel, comportamentul său de-a lungul întregii sale existențe, să nu uităm că Ion de Sârbu a murit într-un moment când nu mai erau prea multe luni până la căderea, cum s-a spus, a comunismului în România. El a murit pe 17 septembrie 1989. Și a avut parte de-a lungul întregii sale vieți de piedici nenumărate, de altfel spunea cu un anumit umor că nu cărțile sale îl reprezintă cu adevărat și poate dramatismul biografiei sale, care pentru cei care au lecturat romanul lui Marin Preda, cel mai iubit dintre pământeni, înseamnă
aproape o identitate între personajul principal Petrini și Ion de Sârbu. Petrini, numele fiind, devenind numele personajului, fiind luat de la locul său de baștină, Petrila, pentru că, cunoscând conținutul romanului Cel mai iubit între pământeni, cititorii și ascultătorii noștri deopotrivă găsesc similitudini biografice între Ion de Sârbu și Petrini, ca de altfel între soția lui Petrini, Matilda, și prima soție a lui Ion de Sârbu, care, în perioada când Ion de Sârbu se afla în detenție, și o să vorbim și despre acest lucru, a divorțat de el și s-a căsătorit cu cel care va deveni ministrul justiției, colonelul de justiție Adrian Dimitriu. E bine, Sârbu vorbește despre descinderea lui la Sibiu, asemănându-se unui rastineac petrilean, pentru că el venea dintr-un mediu unde, la îndemâna celor care trăiau în Valea Jiului și care trăiesc și astăzi, se știe că lipseau mijloacele de cunoaștere. A avut însă marele noroc să fie avut niște învățători extraordinari, între care și un gorjan, învățătorul Nanu, care, spune Sârbu, i-a pus în mână creionul și l-a învățat să scrie. După ce absolvă cele șapte clase, merge la liceul de băieți din Petroșan, dar mijloacele de susținere ale familiei nu-i permiteau să poată să continue studiile liceale, astfel că va ajunge pentru o perioadă de numai un an de zile ucenic la atelierele CFR de la Petroșani, iar după acest an, datorită tatălui marelui regizor Lucian Giurchescu, este reprimit în liceu, e vorba de profesorul Enea Giurchescu, și absolvă liceul în 1939, dându-și un bacalaureat la DEVA, după care face școala de ofițeri în rezervă la Craiova, obținând gradul de sublocotenent, grad care nu îi se va mai recunoaște, pentru că student, ajungând în toamna lui 1940 la Sibiu, intră într-o celulă de partid al Partidului Comunist Român în ilegalitate, motiv pentru care va fi mereu trimis pe front. De fapt, spune că a făcut aproape întreaga perioada studenției sale pe front, ajungând până la Stalingrad, fiind rănit, luat prizonier, ajungând din nou la Sibiu, colegii și prietenii săi dându-l dispărut. E bine, aici, la Sibiu, cunoaște o întreagă pleiadă de tineri care vor constitui împreună așa zisul cerc sau cercul literar de la Sibiu, împreună cu Radu Stanca, Ion Negoițescu, Ștefan Augustin Doinaș, Ovidiu Cotruș și Radu Ienescu, sigur cărora li se alătură și alții, el nefiind semnatarul acelui manifest pe care cerchiștii îl trimit lui Eugen Lovinescu, publicat în 1943. Există o fotografie, poate că ne va fi pe parcurs la îndemână să vedem, celebra fotografie a cercului literar de la Sibiu din 1943, în care Ion de Sârbu apare alături de una dintre fostele sale studente și a membra a cercului literar de la Sibiu, profesorul universitar Viorica Gui Marica. Apropo de ce ne spuneți, și am trecut pe nesimțit așa să urmărim destinul acesta excepțional al lui Ion de Sârbu, poate am rămas dator de la început emisiunii telespectatorilor noștri și, cum spuneți dumneavoastră, de la cel mai tânăr conferențiar a ajuns cel mai în vârstă vagonetar din Valea Jiului. Poate ne spuneți exact citatul acela, foarte interesant. Să completăm citatul, da. Pentru că spuneam, Ion de Sârbu a avut parte de ani de detenție, el va fi arestat în 1957 pentru o misiune de denunț, pentru un an de zile, după care din nou are norocul de un al doilea proces, când este arestat pentru subminarea ordinii sociale și se dau 7 ani de pușcărie, după ce trece prin toate pușcările mari ale țării, ca să spun așa, pe la
Jilava, pe la Gherla, ajunge în zona de sud a României, acolo unde se construia celebrul canal, și a avut parte să lucreze și la canal, dar și să taie stuf. Ei bine, a fost, cum cu autoironie spunea, muncitor cu brațele în delta Dunării. După ce este eliberat din pușcărie în februarie, la începutul februarie 1963, este trimis cu domiciliu obligatoriu la Petrila, nu poate să-și găsească de lucru pentru că era lepros, cum tot cu o autoironie o spun adeseori, un lepros periculos, și-a de perioadă destul de îndelungată în șomaj, iar pe 11 noiembrie 1963 este angajat ca vagonetar în, cum tot cu precizarea de rigoare, în mina străbunilor mei de la Petrila. Așadar, reluând un text publicat într-una din scrisorile sale adresate multora dintre prietenii săi, pentru că acest citat îl reproduce adeseori, de la cel mai tânăr conferențiar din universitățile din România la cel mai bătrân vagonetar în mina strămoșilor mei de la Petrila. Da, extrem de sugestivă această, cum spuneam, această viață trăită în condiții excepționale. Și ar mai fi un lucru, până a intra, să zicem, și în opera care rămâne, ar mai fi un lucru pe care a trebuit să atragem atenția telespectatorilor noștri, și anume, au reținut telespectatorii faptul că a fost membru ilegalist al Partidului Comunist. De fapt, și-am auzit deja și a spus dumneavoastră faptul că a fost și deținut politic. Ce ne puteți spune mai mult aici? Ion de Sârbu, după experiența frontului din Rusia, văzând la fața locului ceea ce trăiau rușii, adeseori spune în memoriile sale că a cunoscut viața rusului din interior, nu din povești. Și-a dat seama că nu duce spre nicăieri această doctrină și în 1945 demisionează din Partidul Comunist Român. Deci, atenție, când toată lumea a alergat spre Partidul Comunist, 45, 46, 47, de la 1000 de membri, a ajuns în anii, în 1948, la vreo 600.000, ceva de acest gen, ba mai mult, iată că el pleca. Da, ba mai mult, colegii lui din cercul literar de la Sibiu, amăgiți de anumite promisiuni că le vor crea condițiile să facă o revistă, să continue o revistă a cercului literar care își încetase activitatea, au migrat cu ghilimele de rigoare către Partidul Comunist Român. Și asta înseamnă nume mari ale culturii române. N-aș vrea să amintesc că nu e de aruncat cu noroi în niciunul dintre ei, dar dacă cineva studiază, aprofundează biografia celor din cercul literar de la Sibiu, vor constata că Ion de Sârbu se îndepărtează cu o viteză uluitoare de opțiunile politice ale prietenilor din cercul literar, pe care niciodată nu i-a uitat. Mărturie stă corespondența sa uriașă pe care a avut-o cu cea mai mare parte a membrilor cercului literar de la Sibiu, și l-aș numi pe Ștefan Augustin Doinaș, pe Ion Negoițescu, prietenul lui cu care a avut de lămurit niște lucruri în Germania în 1982, singura lui vizită în Occident, cu Viorica Goimarica, cu Radu Enescu, cu Cornel Regman și cu Eugen Todoran, vorbind de nume mari ale culturii noastre, care și-au pus amprenta într-o anumită perioadă de necontestat în ce privește evoluția culturii române, și mai ales au fost creatori de școală, ca să zic, o parte dintre ei, bar și creatori de destine, pentru că o parte dintre ei au fost profesori la catedră, și din poziția aceasta studenții au beneficiat de o informație extrem de la obiect, ei fiind foștii studenți. Am amintit aici doar două nume mari ale profesorilor de la Universitatea Ferdinand I, de la
Cluj-Sibiu, o să spun, fac precizarea aceasta, Cluj-Sibiu, pentru că până în 1945 universitatea a funcționat la Sibiu, și să-i amintesc pe profesorul Onisifor Ghibu, pe care Ion de Sârbu-l numește profesor de educație a națiunii, să-l amintesc pe alt mare profesor, Nicolae Mărgineanu, psihologul Nicolae Mărgineanu, unul dintre cei care a avut de suferit enorm pentru că a fost condamnat, dacă mă amintesc, la vreo 25 de ani de închisoare, din care a efectuat 17 ani, fiind tatăl regizorului Nicolae Mărgineanu. Un mare cineast, ale cărui filme, zic eu, merită văzute, și ca o precizare, Nicolae Mărgineanu vrea ca să facă un film după una dintre cărțile lui Ion de Sârbu. Din păcate, Ion de Sârbu a plecat mult prea devreme, ca și alți mari regizori care s-au oferit pentru acest lucru. Am vorbit despre Ion de Sârbu cu debutul lui editorial din 56 la editura Tineretului cu volumul Concert, ne amintind de fapt volumul, numai că în perioada în care el a avut atât de suferit fiind lipsit de libertate, cărțile sale au fost date la topit. În 1957 depusese deja la editura Espla, al cărei director era marele Petru Dumitriu, pentru dumneavoastră, autorul unei cărți considerate monument al literaturii noastre, și anume Cronică de familie. Petru Dumitriu îi refuză tipărirea cărților la editura, e vorba de un volum de novele, Șoarecele Bești și alte povestiri, și la editura Tineretului un volum de povestiri petrilene, care a avut și el o perioadă de gestație extrem de lungă. Va apărea abia în 1973, cum de altfel Șoarecele Bești și alte povestiri va apărea abia în 1983. Iată ce destin. Nimeni nu va fi crezut în acea perioadă că Ion de Sârbu va ajunge astăzi să strice ierarhiile literare. Pentru că, revenind la scrierile publicate, el s-a afirmat întâi de toate ca autor dramatic. Vorbim de scrierile publicate de după decembrie 1989, scrieri care, spuneam, au răsturnat, au spart tiparele ierarhiei literare, literaturii române. Ion de Sârbu, situându-se fără doar și poate în vârful ierarhiei, și mărturie stă nu numai acest premiu pe care l-am primit pentru editarea celor două volume, e vorba de Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, o scriere cu totul și cu totul aparte. Ion de Sârbu și-a scris într-un, în așa zisele lui, caiete de noapte, 7 la număr, memoriile, dar un alt fel de memorii. Iar alte note de jurnal sunt conținute într-un jurnal rămas secret, 52-53, care dacă ar fi picat în mâinile securității, probabil i-ar fi adus nu condamnarea la 7 ani de pușcărie, ci și condamnarea la moarte, pentru că tătucu Stalin și cu ai lui sunt pe față luați la bani mărunți, cum se spune. Ba mai mult, se vorbea despre dezastru în care se îndrepta România. Lucru care este completat de o corespondență destul de subtilă și destul de amplă cu Deliu Petroiu, iară unul dintre prietenii apropiați al lui Ion de Sârbu, care a gravitat în jurul cercului literar de la Sibiu. Apropo de destinul și în același timp și opera lui Ion de Sârbu, a urmat, ieșea din închisoare în 1963 și timp de câțiva ani el n-a putut să publice sub semnătură proprie. Da. Deci dacă avem în anii, în 1956, topirea cărților de care vorbeați, practic primele cărți sub semnătura lui sau primele lucrări apar la mai bine de un deceniu. Da, își fac o altă precizare. Sârbu debutase și cinematografic. A scris un scenariu cinematografic, Bivolițele, care se afla pe platourile de filmare, iar în momentul arestării sale i s-a spus clar că dacă nu semnează cu organele colaborarea, va fi suspendată turnarea filmului. Omul care l-a închetat în acea perioadă pe Ion de Sârbu este o distinsă personalitate recunoscută de mulți a televiziunii române, a televiziunii naționale, care lucra la o secție a securității cu o denumire ciudată, scriitori și intelectuali dificili. Numele lui, poate telespectatorii cei mai învârstici amintesc de ele, e vorba de realizatorul
de televiziune Tudor Vornicu, care era capitan de securitate și era cel mai abil capitan de securitate din Ministerul de Interne. Deci, atenție, noi nu vorbim... da, o informație pe care dumneavoastră ați mai oferit-o în presă. Deci, unul dintre anchetatorii. Da, practic, șeful anchetei era un... șeful anchetei era un capitan Enoiu. Viitorul colonel și general de securitate, nu? Da, de... și omul care... de la care Enoiu spera să obțină, cu alte cuvinte, omul care considera Enoiu că îl va convinge pe Sârbu să nu mai refuze semnătura, știți, pe hârtia de colaborare, era acest Tudor Vornicu, pe care Sârbu l-a refuzat, motiv pentru care Sârbu spune că în acel decembrie a fost atât de cumplit, bătut, încât a zăcut 2 săptămâni pe culoarele Jilabei și, cum spunea, am fost bătut, fezandat, cum se spune în limbajul meu, îi citez dintr-o scrisoare a lui Ion de Sârbu. Deci a fost extrem de greu cei 7 ani de închisoare, de fapt vreo 6 și ceva până la urmă, ar fi frânt, să spunem, pe un alt om, ba din contră, pe el l-au ambiționat și mai mult, a refuzat colaborarea cu securitatea, cum spuneați, și a lăsat în urmă și o operă, dar, atenție, n-a scăpat niciun moment de umbra securității în viața sa, de la momentul ieșirii în închisoare și până la momentul mormântării. Da, este foarte adevărat, am să revin asupra subiectului acestuia, pentru că este extrem de delicat, nimeni nu poate să fie convins că un om poate fi urmărit clipă de clipă, i s-au montat în casă microfoane care au fost dezafectate, adică au fost ridicate abia după 90. Iar dosarul de urmărit informativ al lui Ion de Sârbu, vorbesc de file, numai de dosarul de urmărit informativ, conține aproape 1700 de file, și asta fără dosarul penal, iar ultimul raport al securității este din data de 21 septembrie 1989, ziua în care Ion de Sârbu fusese dus la criptă de prietenii și cunoscuții săi, acolo unde Ștefan Augustin Doinaș, omul despre care Ion de Sârbu spune că a ajuns în pușcărie, pentru că Doinaș l-a denunțat într-un fel. Sârbu spune că am fost arestat pentru o misiune de denunț. E o poveste de detaliat ce s-a întâmplat în cadrul revistei Teatrul, unde și Ion de Sârbu și Augustin Doinaș erau redactori. Marcel Petrișor, un nume bine cunoscut pentru cei care au avut de suferit într-o anumită perioadă, poate unul dintre oamenii, și am înțeles singurul care a mai trăit din acest grup, a venit la revista, revista Teatru, în redacție, în 1956, unde Sârbu cu Doinaș își făceau treaba și au discutat anumite lucruri, numai că Sârbu, martor nevinovat la aceste discuții, a fost agățat abia după arestarea lui Doinaș în martie 1957, așa, și la câteva luni de zile, arestat pe stradă, în București, pe data de 16, în documente apare data de 17, și ținut în carantină la Ministerul de Interne, interesându-se direct de el, nu altul decât Alexandru Drăghici, adică ministrul de Interne. Ministrul de Interne, pentru că Sârbu a avut norocul sau nenorocul, dacă vreți, să fie anchetat de mai mulți generali. Ultima anchetă sau ultimul interesat de relația lui Sârbu cu cei din jur și cu opțiunile lui politice, fiind generalul Iulian Vlad, care face personal o deplasare la Craiova în 1982, în 1981, de Crăciun, chiar în ziua de Crăciun, pentru că Sârbu plecase cu o bursă în Germania și erau semne din partea unora că nu s-ar mai întoarce. E bine, Sârbu s-a întors după o întâlnire cu unii dintre prietenii lui de la Paris, dar și cu anumite rude pe care le avea în străinătate, a refuzat ca să rămână, spunând că el se întoarce acasă pentru că are ceva de făcut. Într-adevăr, avea ceva de făcut,
începuse să scrie la un teribil roman, un roman extraordinar, e vorba de romanul Adio Europa, care a apărut și el postum, scris între 1979 însemnând o novelă, Genopolis, care din 1981 până în 1985 se transformă în romanul Adio Europa, un roman care are numai puțin de 800 de pagini dactilo plus un apendice cu un titlu destul de sugestiv, cu mențiunea că dacă autorul acestui roman va dispărea, acest apendice să fie publicat. Titlul lui, că domnule general procuror. Da, extrem de interesant. Sigur că nu sunt scrierile rămase, nu sunt acestea numai, acestea scrierile de sertar al lui Ion de Sârbu. A mai existat încă un roman, Lupul și Catedrala, care a bulversat realmente editura Carta Românească, unde fusese depus în 1986, iar redactorii de atunci nu știau, o parte dintre ei care se apropiaseră de Ion de Sârbu, iar mărturiile doamnei Maria Graciov sunt cât se poate de ilustrative în acest sens. Deci redactorii îi spuneau că cartea nu poate fi tipărită și că a ajuns chiar la Securitate, iar după 1990, cartea a apărut abia în 1995 la editura Carta Școalelor, manuscrisul a fost greu de găsit pentru că furaseră realmente paginile manuscrisului și prima parte lipsea, iar o parte a fost întregită din ce se găsea în arhiva familiei, iar alte scrieri ale lui Ion de Sârbu absolut necunoscute, și Ion de Sârbu este recunoscut de critica literară a fi un mare epistolier. Cred că din categoria celor mai mari epistolieri pe care i-am avut noi, dar nu numai, scrisorile sale publicate până la ora de față în cel de-al doilea volum Corespondență sunt în număr de peste 450, existând în arhiva familiei și alte scrisori care vor constitui probabil pentru viitor preocuparea noastră, dar și alte lucrări ale lui Sârbu, unele dintre ele neterminate. Una dintre lucrările neterminate la care Ion de Sârbu ținea foarte mult și a studiat o bibliografie extrem de vastă, se apropie și de numele său, Johann Neînțelesul. Pornind de la biografia lui Johann Köppler și de la un gest al mamei sale de a-l apăra până la capăt pe marele fizician, mama lui Sârbu și-a apărat fiul până la capăt, iar tatăl său a sfârșit dezamăgit, umilit de situația în care se afla fiul său atât de iubit, pentru că tatăl Ion de Sârbu moare în august 1961, în timp ce el se afla undeva la periprava, iar familia, ca să-l înștiințeze de moartea sa, îi trimit în pachet cureaua cu care tatăl Ion de Sârbu, minerul Ion de Sârbu, își lega lampa cu care cobora în mină. Așa a aflat Ion de Sârbu despre moartea tatălui, mai fusese o altă lovitură ceva mai devreme, pentru că marele său discipol, omul pe care l-a iubit extraordinar de mult, Lucian Blaga, se săvârșise și el din viață la o vârstă destul de tânără, iacătă la 9 mai 1961. În 2 ani Ion de Sârbu îi pierde pe amândoi, însă așa cum amintește deseori în scrisori și pe care îl diviniza, așa, a ținut atâtea conferințe despre Lucian Blaga în pușcărie, lucruri, mărturii făcute, este o carte care a apărut nu de multă vreme, al unui anume Constantin Florin Pavlovici, o carte despre universul concentraționar extraordinară, și povestește cum Sârbu conferenția în pușcărie despre același lucru și amintește și Alecu Paleologu, care a fost coleg cu ghilimele de rigoare și prieten în pușcărie, sau Sergio Algeorge, marele nostru indianist, la fel, care a murit și el în 81 în decembrie, sau Max Bănuș, care într-o cărticică publicată imediat după 1989 vorbește despre închisorile lui sau cum l-a salvat Sârbu adeseori săpându-i porțiunea de pământ, că trebuia să sape 3 metri cub de pământ. Ori Sârbu-i completa
pământul nesăpat, pentru că era un tip atletic, deși ajunsese în pușcărie la 40 ceva de kilograme. Am omis să spun că Sârbu era pasionat de sport, de fapt el a jucat fotbal în divizia B la Petroșani, a avut brevet de zbor fără motor și era un foarte bun alergător. De altfel spune că tocmai această constituție fizică l-a salvat atât în pușcărie cât și pe front, unde trăiau în niște condiții greu de crezut. La temperaturile acelea de minus 20-25 de grade, stăteau în niște șlepuri, de sus curgea apă prin condens și trăiau mâncând șerpi sau mâncând carne de cal sau ce mai apucau să găsească. Și a fost unul dintre cei care au cunoscut direct comportamentul lui colonelului Ficior în pușcărie, în perioada detenției sale în lagările acestea de tristă amintire, Salcea, Grindu, Periprava. Deopotrivă cu prietenii lui și s-a apropiat foarte mult de țărane. Am să vă spun o chestie care m-a uluit, este de fapt una dintre primele confesiuni care le-a făcut Sârbu mie despre pușcărie, pentru că refuza să vorbească despre anii de detenție, niciodată n-a făcut un caz din asta, a și spus că i-a iertat pe toți, de altfel o mărturie într-o scrisoare către Ștefan Augustin Doinaș din 1986, de prin septembrie, este o ilustrare a comportamentului lui Sârbu față de vechii torționari. Îl găsește pe unul din comandanții lagărului unde muncise, din multele lagăre pe unde muncise, care ajunsese vecin de bloc cu el și stăteau amândoi la coadă la pâine. Când și-au dat seama că se cunosc unul cu altul, s-au îmbrățișat și au prâns unul pe umărul celuilalt. Sârbu avea o vorbă: să iertăm, dar să nu uităm, cu sensul să nu uităm ca să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat. De altfel, destinul său vorbește despre revanșa pe care autorul și deopotrivă omul Ion de Sârbu a luat-o față de atitudinea și nu numai, că nu vorbim numai de atitudinea regimului, vorbim de atitudinea contemporanilor săi. După ce a fost eliminat din învățământul universitar, el n-a avut drept de semnătură, v-am spus, adică după ce a publicat, dar n-a avut dreptul să publice nici în perioada aceea. Atunci, la Cluj, directorul revistei Almanahul Literar era Baconski, el conducea toată jucăria de acolo, deși cu numele era Miron Radu Paraschivescu. Sârbu, ca să-și ajusteze un pic, să-și aducă un venit pentru că era șomer, a publicat sub un nume al unui fost elev de la un liceu, un liceu de băieți de la Cluj, Vasile Căbulea, pentru parte dintre cei mai vârstnici, a ajuns ziarist sportiv. Iar mai târziu, întâlnirea cu Baconski pe un larg bulevard din București în 1977, în preziua cutremurului, îl salvează pe Sârbu de la o moarte sigură, pentru că el dormea cu treburi anumite literare venite la București, dormea în hotelul Victoria, care s-a făcut praf la cutremur. El, când l-a văzut pe Baconski, și-a amintit de un gest murdar făcut către Lucian Blaga și atunci a întors spatele lui Baconski, care se deplasa spre el cu brațele deschise. Și Sârbu a ajuns acasă într-o stare deplorabilă psihic și regreta la aflarea morții lui Baconski, recunoscându-i previrimentul în lumea literaturii și, sigur, dând la o parte tot lestul pe care îl produsese într-o anumită perioadă. Ca și, de altfel, alții dintre cei care îl agreau și nu l-au agreau pe Sârbu, pentru că adevărat e mult de povestit despre biografia lui Sârbu, pentru că adevăratul motiv al arestării lui Sârbu nu a fost numai acela al, zice-se, o misiune de denunț. Posibilul denunța lui Doinaș. Da. Nu că nu l-a denunțat Doinaș. Adică, practic, Sârbu nu l-a denunțat pe Doinaș, pe o misiune de denunț. Iar Doinaș a recunoscut că și martor la discuție a fost Sârbu, înțelegeți? Și povestea este că în revista Teatrul, unde Sârbu era redactor, în 1957, o piesă la modă, jucată atunci pe toate scenele din România, lui Alexandru Mirodan, ziariștii, a beneficiat de o cronică și o atitudine a lui Sârbu pe analiza personajului pozitiv, ca să zicem, și
împotriva lui Sârbu s-a declanșat o furibundă campanie atât în revista Teatrul, dar și în alte reviste, urmărindu-se eliminarea lui Sârbu din redacția revistei Teatrul. Și cum foarte mulți dintre prietenii lui Mirodan erau suspuși, nu cunoaștem, ca să zic, cât de sus, dar oricum destul de suspuși, au intervenit ca Sârbu să fie eliminat în felul acesta din viața publică. Spunea că dreptul lui de semnătură, vorbeam de dreptul lui de semnătură luat după arestare, abia în 1977, abia în 1967, în curtea Teatrului Național din Craiova, unde Sârbu ajunge ca secretar literar, tot cu domiciliu obligator la Craiova, primește din ochiul, cum se spune astăzi, din partea unui colonel de securitate, că de astăzi poate să semneze. A putut să semneze publicând aici și acolo, în câte o revistă literară, un articol sau un text, pentru că nu era foarte agreat, după care urmează, de fapt, rescrierea din memorie a celor două cărți rămase netipărite. E vorba de Povestirile Petrilene, care vor apărea în 1973 la editura Eșeană Junimea, iar apoi la editura Scrisul Românesc, înființată în același an, 1973, apare romanul De ce plânge mama, și sigur va urma iară o stagnare, ca să zic așa, pentru că piesele lui de teatru strânse deja într-un volum vor apărea în 1976 mai întâi și după aceea într-un alt volum prin 1982 și în 85 alt volum. Revenind însă, am omis ceva care este extrem de interesant, a zice eu, arestarea lui Sârbu pentru a doua oară, pentru, v-am spus, pentru uneltire împotriva ordinii sociale, este legată de o piesă a sa de teatru care s-a numit Sovron Cărbune. Cei în vârstă cunosc perioada sovromurilor și oamenii cu lecturi aplicate pe domeniu, când rușii sugeau de la noi din țară prin aceste organizații economice tot ce se putea sugi din roa din România, și sigur că și în Valea Jiului a fost un asemenea sovrom, înțelegeți? Și în acea perioadă o piesă de teatru a lui David Doglu, a lui Mihai David Doglu, Minerii, se juca cu mare succes pe scenele din România, ajunsese la toate teatrele se joace Minerii. Sârbu, când a văzut piesa, a zis că vrea să scrie la adevărul despre mineri și atunci a scris piesa Sovron Cărbune. A dat-o să o citească Blag, a citit-o Liviu Rusu, a citit-o Negoițescu și toți i-au spus, dom'le, arde-o, că o să te înșfacești. Da. Sârbu ajunge o copie a manuscrisului pe la unul dintre cunoscuții lui, la a doua arestare îi se pune pe, care este anchetat de securitate și se pune pe masă, ca să spun așa, subiectul ăsta, și a doua arestare, de fapt, este datorează lui Sovron Cărbune, care a fost ulterior rescrisă, manuscrisul s-a pierdut definitiv. Piesa se va numi Frunze care ard și este dedicată tatălui său, iar un lector atent al acestei piese de teatru va constata că anumite pasaje din piesă sunt de o duritate extraordinară. De altfel, piesa fusese rescrisă după Sovron Cărbune cu titlul Mâine începem. El a translat de altă dată evenimentele din 50 înspre 41, când a avut loc greva minerilor din Valea Jiului, mineri pe care Ion de Sârbu i-a apărat extraordinar. De altfel, debutul său în publicistică este ilustrat de articolele în apărarea minerilor. De altfel, deși debutează publicistic într-o revistă apărută la Alba Iulia în 41 Răscruci, adevăratul debut publicistic îl recunoaște într-un articol care se numește Muncitorii, cu prima propoziție, acești copii vitregi ai națiunii. După ce a scris piesa de teatru Sovron Cărbune, după ce a scris Simion cel Drept, o piesă despre distrugerea țărănimii române, într-un interviu final, eu l-am văzut pe Blaga plângând, spunea că vrea să-și încheie activitatea lui literară cu un studiu pe care să-l intituleze Țăranii, un alt copil vitreg al națiunii. Niște chestii care se identifică
în scrierile sale, în publicistică, se identifică în corespondența sa și poate că timpul ne va permite ca să facem o selecție a textelor, de altfel următorul nostru proiect literar, vorbind că va continua publicarea operei Ion de Sârbu în colecția Opere Fundamentale editate de Academia Română, va fi o carte mai aparte, ca să zicem, pe care am intitulat-o Ultimele, însemnând ultimele dintre scrisorile sale și ultimele note scrise în perioada când avea puțină vlagă în mâini, pentru că scrisul este tremurat și sigur va conține și un text uluitor, pentru că îi spunem că este fundamental pentru moralitatea lui Ion de Sârbu, pentru că moralitatea adevărată a lui Ion de Sârbu a fost cultura. Verticalitatea sa este recunoscută de toți prietenii și dușmanii săi. De altfel, în stresul ăsta în care a trăit în permanență, simțind în urma sa mereu buldogul care îi amiroase urmele, nu putea să iese din starea aceasta decât recurgând la luciditate. De altfel, unul dintre aforismele foarte dragi mie desprinse din opera lui Sârbu, dar pe care Sârbu și-l scrisese pe biroul său, pe marginea biroului său, este: luciditatea este libertatea celor lipsiți de libertate. Niște lucruri care sigur că ar trebui să ne dea de gândit și cum altă dată spunea tot în corespondență, dar și în ceea ce în publicistică, că nu vrea să scrie cum nu s-a mai scris, ci despre ce nu s-a mai scris. Da, extrem de interesantă precizarea. Și o alta care se... De ce? Pentru că a existat această modă a romanului de un alt tip, temele dureroase au fost eliminate din preocupările scriitorilor noștri. Sau, nu mă judecați după cele ce le-am făcut, ci după cele ce le-am refuzat a le face. Acestea au fost, ca să spun, principii de căpătâi ale lui Sârbu, care, spuneam, nu și-a uitat niciodată locul de unde a plecat, de altfel deseori și-a vizitat locurile natale, a ținut enorm de mult la sora, la mama lui și la cei din Petrila, cărora le-a dedicat o carte, spuneam, Povestiri petrilene, pe un autograf care mi l-a dat prin 1976, pe acest volum apărut în 1973, scria că acest volum ține loc de autobiografie lui Ion de Sârbu. Volumul cuprinde două secțiuni, legende și povestiri, care sunt extrem, extrem de interesante și cartea a reapărut într-o nouă ediție îngrijită de mine într-o editură din Târgu Jiu, pe care eu o și recomand nu numai pentru felul profesionist în care se lucrează în tipografie, ci și pentru seriozitatea oamenilor de acolo. Dați-o puțin la mine, ca să o vadă și telespectatorii mai bine. O să rog pe colegii din regie, da? Deci, aceasta este cartea, iată și în condiții grafice deosebite. Da, sunt și alte cărți pe care... Pe care le-ați dat în... Sigur că... Le aveți aici, ați venit cu ele aici. Mai multe dintre scrierile lui Ion de Sârbu să arătăm telespectatorilor pentru a ilustra cât de cât. Acesta este romanul De ce plânge mama, pe care eu l-am îngrijit într-o nouă ediție în 1994 și se vroia făcut un film după acest roman. Sârbu scria undeva că a plâns când a văzut xerocopia cărții care dispăruse. Ea e apărută la editura Scrisul Românesc. Acum o pregătim într-o nouă ediție. Avem Arca Bunei Speranțe. Este o piesă teribilă a lui Ion de Sârbu și ca să mai adăugăm ceva legat tot de destinul Ion de Sârbu, să spunem că pe 17 septembrie Sârbu moare, 1989, în aceea zi, pe scena Teatrului Național din Craiova, se juca în premieră Arca Bunei Speranțe.
Iar pe 22 decembrie 1989, eu martor și actant fiind în ce s-a întâmplat în zona Craiovei pe 22 decembrie, imaginele sunt tulburătoare, cine le poate vedea o să-și dea seama că nu spun lucruri de la locul lor. E bine, pe frontispiciu Teatrului Național era o eșarfă pe care scria Arca Bunei Speranțe. Iar afișul piesei, făcut de un mare grafician, Penișoară Stegaru, cu semnul victoriei, dar între cele două degete se afla o arcă într-un păianjen, a pavoazat, ca să zic așa, întreg orașul, adică a fost lipit pe întreg în întreg orașul, iar felul de manifestare a celor din piață a fost acesta, cu semnul victoriei. Cele două degete în care se afla Arca Bunei Speranțe. Volumul Șoarecele Bești și alte povestiri, publicat la editura Cartea Românească în 1983, care a primit și premiul Uniunii Scriitorilor, dar scriere care așteptase din 1957 apariția. Volumul Bieții Comedianți, la care Ion de Sârbu ținea foarte mult, este un volum de teatru care a avut o gestație de aproape 10 ani în editură și îmi spunea că îmi dorește să apuc a vedea reprezentate pe scenă aceste biete orfane comedii. Aceste lucruri mi le scria în februarie 1989, când nu mai avea mult timp până să-și dea sfârșitul. Și sigur, urmează o altă serie de, de cărți publicate la editura Fundației Ion de Sârbu, Fundația Culturală Ion de Sârbu, care a fost înființată de unul dintre cei mai apropiați dintre noi, prietenii lui Ion de Sârbu, cunoscuții lui Ion de Sârbu, poetul Dumitru Velea, care a fost într-o perioadă și directorul teatrului din Petroșan și datorită strădaniei sale, teatrul din Petroșan va primi numele lui Ion de Sârbu. El a editat mai multe volume, în jur de 11 volume, Jerfe este una dintre ultimele editate de domnul Velea, care conține și scrisorile către dumnealui, dar și scrisori către Sergiu al George, Între Scila și Caribda din Însemnările unui secretar literar și Cu sufletul la creier, un titlu extraordinar. Și sigur, această carte, Zidul de Sticlă, care reprezintă munca de documentare pe timp de 3 ani de zile ale unui tânăr cercetător de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Clara Mareș, Zidul de Sticlă, Ion de Sârbu în Arhivele Securității, carte premiată în 2012, apărută la Curtea Veche. Și sigur, foarte multă corespondență, între care este denotat volumul extraordinar de dens de corespondență, Traversarea Cortinei, îngrijit de Virgil Nemoianu și Marius Ghica, un volum care conține scrisori adresate profesorului Virgil Nemoianu, pe care îl cunoscuse absolut întâmplător, după care scrisori către Ion Negoițescu, către Mariana Șora și către familia Polak din Germania, care era de fapt căsuța poștală unde Sârbu trimitea corespondența pentru Ion Negoițescu. Și încă un volum extraordinar, scrisori către Bunul Dumnezeu, de altfel Sârbu spunea că asta face în ultimă instanță, scrie scrisori către Bunul Dumnezeu. Bine, aceste scrisori sunt o parte către marea poetă Eta Boieriu, către soțul ei, către profesorul Liviu Rusu, către Dorli Blaga, către Ion Vartic, care s-a ocupat de editarea acestui volum. Și în sfârșit am ajuns la jurnalul unui jurnalist fără jurnal. Dacă mai este timp, mai avem puțin timp. Am mai rugat colegii din regie, mai ales că așteptăm și acele imagini care între timp vor fi încărcate. Și avem și foarte multe, deci câteva mesaje pe care să vi le citim și câteva întrebări. Da, sigur că da. Eu am să citesc un text care mie mi se pare ilustrativ pentru, de fapt nu e ultimul text din jurnal, din caietele jurnalului. E un text care are ca moto două versuri din Blaga. Am pierdut, vai ce am pierdut, vatră caldă, drum bătut. Și noaptea târziu, Joia Mare 1989. Realizez cu înfiorare și spaimă că am pierdut definitiv o mulțime de valori și realități ce făceau organic parte din ființa mea. Am pierdut colonia copilăriei, peisajul, apele, munții, am pierdut părinții mei, rudele, prietenii,
dar și cerul, transcendentul, substanțele și esențele cu care funcționam intelectual. Am pierdut încrederea în filozofie, în popi, politicieni, încrederea în convingeri, idealuri, valori, scop. Am pierdut total încrederea în omenire și istorie, a Europa o consider fum și amăgire de sfârșit de veac. Am pierdut total mândria mea cetățenească, socială, etnică, religioasă. Îmi detest neamul și Balcania, asta mi se pare o simplă scuipătoare a marilor puteri. Numai încrederea în limbă, bunătate și jertfă nu le-am pierdut. Prin ele, ca un copil, refac în fiecare zi jucăria asta care se cheamă speranță. Da. Acesta a fost un text din ultimul, din penultimul caiet al jurnalului, caietul numărul 6. Spuneam că caietul numărul 7 încă e nepublicat, conține doar 7 pagini, e vorba de 7 caiete de 200 de file cu coperte negre, de asta le și denumea caietele negre. Da, sunt multe lucruri, un text care are, să spun așa, o mare încărcătură. Până, cum spuneam, colegii mei au făcut eforturi și vom avea și imaginile în câteva minute. Da. Până atunci o să vă citesc și câteva mesaje și câteva întrebări. Unele cred că trebuia să facem noi precizările de la început. Cineva vă felicităm pe domnul profesor. Am vrea să știm mai multe despre legăturile dânsului cu Gorjul, spune cineva. Da, am să fac câteva precizări. Sunt născut aici aproape de Târgu Jiu, sunt născut în comuna Lelești și am plecat la vârsta de 15 ani spre București. De la București m-am întors la Craiova. Evoluția mea a fost nu atât de lineară și atât de ușoară, pentru că profesia mea de bază și niciodată n-am făcut, n-am ocolit acest lucru, este de tipograf. Deci relația mea cu cartea este de la vârsta de 15 ani. Primul volum la care am lucrat în calitate de tipograf a fost un volum pe care nu pot să-l uit, de poezie populară românească, eram la Casa Scânteii. Acolo mi-am făcut ucenicia în ale meseriei, pentru că am făcut o școală la zi, dar am avut ca profesori o parte dintre intelectualii care abia ieșiseră din pușcărie. Și nu pot să-i uit pe profesorul Ion Georgescu, profesorul meu de limba și literatura română, care fusese coleg de generație și terminase în același an cu George Călinescu, cu magna cum laude amândoi. După aceea, nu pot să mă uit învățătorii din satul meu, cel care mi-a pus creion în mână, doamna Draga Popeangă, care a ajuns la o vârstă de 90 de ani și cu care am avut o discuție de vreo 2 ore în primăvara trecută. Nu-i pot să-i uit pe alți profesori ai mei, între care domnul profesor Andrițoiu, care venise de asemenea din pușcărie, profesor de limba și literatura română. Nu-l pot să-l uit pe profesorul meu de matematică, care mi-a fost diriginte Dumitru Măruț, și pe alții, cum pot să mult colegii mei de clasă. Sigur, am ajuns la Craiova, am lucrat în tipografie. De la tipografie am ajuns printr-un joc de destin la întreprinderea de avioane, după aceea la editura Scrisul Românesc, unde am funcționat ca tehnoredactor și redactor de carte. Am făcut facultatea de litere la Universitatea din Craiova cu masterat și am avut o pleiadă întreagă de profesori cărora le por mare respect, începând de la domnul Ghidirmic, domnul profesor universitar Ghidirmic, directorul școlii de doctorale Alexandru Piru de la Facultatea de Litere din Craiova, care m-a luat în primire la vârsta de 18 ani. M-a crescut, practic, pe domnul Ion de Sârbu, pe Vasile Georgescu, paleolog, primul dintre autorii care s-au ocupat, critici de artă care s-au ocupat de Brâncuș și prieten foarte apropiat lui Brâncuș, sigur și domnul Marin Sorescu, care mi-a fost director la editură și care am avut o relație specială. Sau nu pot să-l uit pe domnul Buzera, care este gorjan și care mi-a fost profesor. Domnul Ion Buzera, da? Domnul Ion Buzera, pe domnul Gabriel Coșoveanu, pe domnul George Popescu, pe Marius Ghica, care mi-a fost și director la editura Scrisul Românesc, și pe alți foarte mulți colegi de la care am avut de învățat. Dar întâi de toate, precizez, nu pot să-i uit pe cei, totdeauna mă amintesc de doamna Draga Popeangă și de prima mea zi de școală. Iar legătura mea cu Leleștiu, sigur,
este una de suflet, nu pot uita locurile de unde am plecat, mă întorc de fiecare dată aici, chiar bunul de tipar pentru aceste două volume le-am dat în casa părintească. Altcineva spune așa: domnule profesor, sunteți de o modestie rară. Când o să vedem o carte a dumneavoastră? Am mâncat un cuvânt și de aia înțelegem. În curând o să am și o carte pe piață, însă nu e o carte de factură aceasta. Am și o lucrare care este în perspectivă. Să am un documentar care probabil va zdruncina multe uși. Este vorba despre un document... În domeniul literar. Nu. Este vorba despre ce s-a întâmplat în zilele premergătoare și ulterioare lui 22 decembrie la Craiova. Este o lucrare care se intitulează Craiova 22 decembrie 1989, Nevoia de adevăr, cronică ilustrată. Conține imagini necunoscute, conține documente încă nepublicate și toți cei care au calitatea aceasta pe care am dobândit-o și eu fără s-o vreau de luptător în Revoluție, cred că atunci când o vor vedea o publicată, o să le cadă galoanele, cum se spune. Și mai ales pentru că conține documente extraordinare despre care nu s-a făcut vorbire deloc sau doar tangențial. Am un plan, o lucrare despre viața domnului Sârbu, pentru că eu am strâns de-a lungul timpului o serie întreagă de documente. Eu v-am spus dumneavoastră doar în particular, l-am cunoscut pe Ion de Sârbu indirect în 1973, când lucram la tipografie. Să știți că e un mesaj cum l-ați cunoscut. Deci chiar vă întreabă cineva. În 1973. O doamnă care semnează, doamna profesoară, Elena P. Nu știu. În 1973 lucram la tipografie și am lucrat la acest roman, De ce plânge mama. Pe unde Sârbu l-am ascultat vorbind la teatru că ținea niște conferințe, iar în 1969 am auzit pentru prima dată de Ion de Sârbu. În 1969, Tudor Gheorghe susține un recital extraordinar, al cărui titlu este dat de Ion de Sârbu, Menestrel la curțile Dorului. Titlul spectacolului era dat de Ion de Sârbu, Ion de Sârbu era secretarul literar și cum Teatrul Național din Craiova funcționa, unde e colegiul Carol acum, fost colegiul Nicolae Bălcescu, și noi la tipografie eram vis-a-vis, eram vecini, mergeam mereu la teatru. Așa am auzit despre Ion de Sârbu. Însă cunoștința mea directă, relația mea directă cu Ion de Sârbu a început în vara lui 1976, atunci când și-a publicat volumul de teatru, făceam corectura la revista Ramuri împreună cu unul dintre redactori, Octavian Lohon, ajuns mai târziu director al Bibliotecii Universității din Craiova, și m-a luat să servim masa, pentru că eu mi-am continuat studiile la Seral, fiind elev la Seral, să mergem undeva să mâncăm. Și la o masă era domnul Sârbu foarte vesel, foarte bine dispus, că i-a apăruse volumul de teatru care avusese parte de o perioadă de gestație de numai puțin de 7 ani prin edituri. Nimeni nu-l publica. Și o dusese cartea la Cluj, a fost revusat de Dacia, până la urmă a ajuns la editura Scrisul Românesc din Craiova și a fost publicată cu foarte multe ciuntiri. Textele probabil vor fi recuperate în cele din urmă. E bine, stând față în față, i-am spus că am un exemplar al cărții. Domnul Sârbu îmi face o radiografie, era un foarte bun cunoscător al psihanalizei, de altfel, dumnealui își ia licența a se reține în filozofie, estetică și psihologie. Asta e licența al domnului Sârbu, licență dată cu Lucian Blaga, cu o temă de la arhetipurile lui C.J. Jung la categoriile abisale a lui Blaga, iar teza sa de doctorat se cheamă funcția epistemologică a metaforei. Iar accesul la catedră Sârbu l-a primit printr-o comisie a fost examinat de o comisie, a se reține Onisifor Ghibu, Lucian Blaga, Dede Roșca și Liviu Rusu. Această comisie l-a examinat, am documente foarte multe despre chestia asta. Relația mea cu Sârbu a continuat aproape săptămânal sau dacă nu ne vedeam de 2 ori pe săptămână,
până aproape de exit. V-am spus dumneavoastră, am primit în 1900, ca să mai detaliez o chestie care mi se pare de-a dreptul extraordinară. Știam de Dansul Ursului, de altfel o să citesc de aici, că îmi permiteți. Da. Sârbu studiase bibliografie vastă ca să scrie romanul Dansul Ursului, care este o parabolă. Copilului din Toma Veliș, Popeangă, după numele mamei, părinților, în speranța că vom reuși să facem un film frumos din această poveste uitată, dar prețioasă pentru copiii de oricând și promițindu-i un nou roman pentru copii, Ursul, în anii viitori. Cu veche amiciție, Ion de Sârbu. În anii viitori va apărea romanul Dansul Ursului, despre care am vorbit cu dumneavoastră și care conține în ultimele pagini parte din testamentul literar al domnului Ion de Sârbu. M-a chemat, l-am sunat că vreau să fac o lansare undeva pe care eu o organizasem și mi-a spus că de fapt era foarte recet, operat în 25 decembrie de cancer, eu l-am sunat imediat în ianuarie. Nu știam că e povestea, nu mai e timp să detaliem toate întâmplările cu aflarea teribilei vești că are cancer pe vălul palatin și ce s-a produs atunci, adică la două zile după ce ai afli că ai cancer pe vălul palatin și care îți va fi destinul tău, te apuci să își chem nepotul să vorbești un text timp de 15 minute care nu este altul decât testamentul lui Ion de Sârbu cu o voce tremurând de la început, după aceea cu o veselie de final extraordinară. E bine, înregistrarea există. Și este în posesia mea, poate că odată dacă vom face, o să dăm secvențe, știți, să-i auzim vocea, să se aude vocea pe fundal. Voce peste tine. Da, da, așa, o voce pe fundal. Iar în februarie, la începutul lui februarie, m-a chemat la telefon, vrea să xerocopieze un text la care ținea enorm de mult, de altfel două dintre cărțile la care pe care n-a reușit să le scrie și pe care le regreta, sunt amintirile despre tatăl său și Lucian Blaga. Amintirile despre Lucian Blaga sunt întregite de un interviu semnat, care n-ar fi trebuit semnat de cel care l-a semnat. Interviul se cheamă Eu l-am văzut pe Blaga plângând. În 1956, când Sârbu, la sugestia lui Blaga și a profesorului, nemai având altă posibilitate de a ajunge în învățământ universitar, Sârbu ajunge la revista de pedagogie, unde va fi secretar de redacție, și apoi la revista Teatrul. Dar de Blaga s-a despărțit într-o seară și face această mențiune teribilă că eu l-am văzut pe Blaga plângând rezemat de zidul Bisericii Reformate din Cluj. Și mai există și alte mențiuni de un teribil dramatism în legătură cu relația dintre Sârbu și Blaga, pentru că în timp ce Lucian Blaga era bibliotecar la Biblioteca Universității din Cluj, se ducea să-și ceară cărțile de la bibliotecă și îi se refuzau. Sârbu făcea același lucru pentru Lucian Blaga, la fel îi se refuzau. Iar Sârbu a fost martorul nevăzut, necunoscut, al traducerii lui Faust. Ca să mai dăm o chestie de interesantă, în jurnalul 52-53, Ion de Sârbu notează un fragment din Faust sub care Lucian Blaga, pe data de 16 mai 1953, își pune celebra semnătură olografă. De fapt, am și publicat acest text și tot la Ion de Sârbu a ajuns și ciclul de versuri Ulise, publicat postum. Și nu mai e timp ca să detaliem ce este cu acest... Da, vreau să vă spun că mai avem... Deci am depășit puțin timpul, o să-l mai depășim puțin, pentru că fotografiile pe care ni le-a încredințat domnul profesor au fost de o rezoluție foarte mare, foarte greu de încărcat, sunt... În câteva minute o să le avem, așa că nu terminăm emisiunea până nu vedem și acele imagini, mai ales că ele sunt imagini document. Da, sunt lucruri extraordinare și ca să prefațăm ce va urma, neștiind ce îi se va întâmpla peste multă vreme, Ion de Sârbu, în vara lui 1988, merge la Petrila și la Petroșan să-și vadă prietenii, dar șade în casa surorii sale de la Petroșan, la care a ținut foarte mult, care a trecut și ea la cele veșnice de puțină vreme, de 2 ani, a ținut enorm de mult la
baby, cum îi spunea, Irina, numele de familie, cel de-al doilea copil al familiei Sârbu. Și acolo, din cutii de pe unde se găseau, strânge toate fotografiile de familie și însăilează, ca să zic, un album. Pe hârtie A4 lipește fotografiile în ordine cronologică, începând de la copilărie și până la anii senectuții. De regulă, sub fiecare dintre imagini sau în dreapta, scrin câte o mică legendă. Legenda care este ilustrativă pentru biografia lui Ion de Sârbu, mai ales pentru sinceritatea lui debordantă, că asta cred că l-a făcut extrem de, să vă spun așa, vulnerabil. Adică nu era în stare ca să mintă. Când eu l-am cunoscut pe domnul Sârbu, știți, era un mit în Craiova și toți ziceau, cum să fi fost Sârbu studentul lui Blaga, că ăsta e un mitoman, că ăsta e nu știu ce, știți? Și mai târziu am avut și surpriza să cunosc o doamnă profesor universitar să-mi spună, a, dar l-am cunoscut, dar era cam mitoman, că spune. Iar eu, parcurgând documentele, acum nu mai vorbim de ce spune Sârbu, ci parcurgând documentele care vin de la instituții care sunt, au, cum să spun, autorizate, de la Universitatea de la Cluj, de la CNSAS, de la, eu știu, alte instituții care sunt scrise negru pe alb toate aceste date. Însă și biografia lui Sârbu este o ciudățenie. Nu avem vreme să discutăm despre ce, despre ce s-a întâmplat cu Ion de Sârbu, care n-a avut certificat de naștere. Sunt iar chestii, o situație... Da, sunt, de fapt, numele lui, numele de botez este Desideriu. Deci adeu acela vine de la Desideriu. Da, și-a luat numele de Ion după tatăl său, pentru că așa a semnat în presa literară, înțelegeți? Și după aceea așa și-a semnat cărțile, Desideriu. De multe ori spunea că pe front și ăștia în mine îi ziceau Derizoriu. Da, foarte... trebuie să vă mai spun și vă întreabă cineva și cred că e o întrebare legitimă până la urmă. Cum vă explicați dumneavoastră, care le-ați cunoscut foarte bine, cunoaște și opera sa foarte bine, că nu este valorificat pe măsura valorii sale? Chiar așa e exprimarea, am citit. Da, am să fiu cât se poate de direct la această întrebare. Sigur că presa literară de după 1990 ilustrează într-un fel receptarea operei lui Ion de Sârbu. S-au scris cărți despre opera lui Ion de Sârbu, aș putea enumera 5, 6, 7 titluri de carte care au apărut despre opera lui Ion de Sârbu. Din păcate, nu se prea citește, una la mână, cărțile lui Ion de Sârbu au apărut în tiraje extrem de mici. Ceea ce am să vă povestesc probabil o să fie ilustrativ pentru momentul 1990. Toate aceste manuscrise de sertar despre care v-am vorbit dumneavoastră și telespectatorilor au fost depuse la editură în 1990 în ianuarie. Ele au apărut sincopat, prin anumite interese. Mai mult, jurnalul unui jurnalist fără jurnal, în loc să apară depus în 1990. Ce se întâmpla dacă jurnalul unui jurnalist era publicat în 1990 să apară? Păi nu, cartea apare în 92, deși ea scrie pe copertă că a apărut în 91, iar volumul 2 apare în 93, ambele fiind forfecate de cei care lucrau în editură. Adică au tăiat textele care nu le conveneau. Am înțeles. Da? Și s-a tipărit într-un tiraj destul de strâns volumul 1, iar 2 ani de zile sau 3 ani de zile, 13.000 de exemplare ale jurnalului au stat blocate într-un depozit. N-au fost difuzate. Toate marile centre universitare nu au beneficiat și pe atunci se tipărea carte porno sau se tipărea carte, mi-aduc aminte, erau editurile particulare, lucrau cu tipografiile și nu exista hârtie pentru asta. Romanul Adio Europa, depus la editura Cartea Românească, știu povestea, cu lux de amănunte, doamna directoare Magdalena Popescu Bedrosian, avea o altă, sigur, alte planuri, să tipărească niște cărți traduceri de afară. Și așa, cărțile lui Sârbu au trecut pe linie mare. Ba mai mult, a apărut întâi volumul 1 și apoi volumul 2. Am și discutat despre momentul turnării filmului după romanul Adio Europa,
care s-a difuzat de mai multe ori pe canalul 1 al televiziunii, după aceea pe canalul 2, după aceea pe România Internațional, iar nu i s-a făcut publicitate, deși în film, care nu beneficiază de o realizare extraordinară, deși în film, v-am spus și dumneavoastră, au jucat actori cei mai mari actori ai scenei noastre. Și, repet, Mircea Diaconu în rolul lui Candid Desideriu, Dana Dogaru în rolul Olimpiei, Victor Rebenciuc în rolul lui Tutilă 1, a jucat Ernest Maftei, Dorel Vișan, o pleiadă de actori, Horațiu Mălăele, cei mai mari actori ai scenei noastre au jucat în acest film, însă filmul n-a fost difuzat cum se cuvine. De altfel, critica literară a și făcut aceste precizări. Acum revenim la... Sârbu a fost introdus în manualele școlare la categoria jurnal. Dar există într-o anumită parte, să zicem, a celor care diriguiesc sau care promovează cultura noastră în general, există acea invidie generată, vezi, Doamne, ce a făcut Sârbu. Chiar în interiorul celor care mai au relații cu rudele, cu prietenii celor din cercul literar. Nu mă apuc să detaliez amănunte care țin de can-can și nu țin, știți, de o relație civilizată și de recunoașterea cu adevărat a valorii. Dar au scris mari critici despre Ion de Sârbu. Nu vorbesc de Nicolae Manolescu, care a făcut un gest poate de neacceptat, adică îl trece în a sa istorie a literaturii undeva pe la coadă, nici măcar nu îl găsești decât la indexul alfabetic. Dar în istoria lui Alex Ștefănescu a scris destul de consistent despre Sârbu. Domnul Grigurcu a făcut niște comunicări teribile despre jurnalul Adio Europa, corespondența lui Ion de Sârbu. La Iași, doamna profesor Sorohan a scris o carte despre Ion de Sârbu. Antonio Patraș de asemenea, Daniel Crista Enache, dar din păcate aceste cărți nu apar și nu sunt promovate. Și ca să dau încă un răspuns de ce nu este valorificat Ion de Sârbu, am să fac următoarea precizare. Aceste două volume care au apărut exact un an în urmă, pe 17 decembrie, au apărut în 2013 și premiate la începutul lui decembrie 2014, nici nu au fost semnalate în România Literară, care este revista Uniunii Scriitorilor. Revista Ramuri de la Craiova, vă puteți închipui, cartea e apărută de un an, nici n-a făcut vorbire despre așa ceva. Am să vă fac asta să vă uitați, avem deja imaginile. Pe ecran, mai vă spuneam, au fost cu o rezoluție foarte mare, ele sunt și mici, unele ele. Vedem acolo Casa Părintească. Este ulița Copilăriei, cum o denumește Sârbu, care a ajuns să fie numită strada Malinovski, după aceea strada Zorilor, iar astăzi strada Ion de Sârbu, unde Casa Părintească a fost, de fapt, demolată și s-a construit o altă casă cu aceleași caracteristici arhitectonice, unde astăzi funcționează, ca să zic, Casa Memorială Ion de Sârbu, păstorită de marele caricaturist Ion Barbu și care a făcut enorm de mult pentru promovarea personalității Ion de Sârbu în Valea Jiului, dar nu numai. Da, aceste imagini... Da, undeva, din păcate, asta undeva în partea, imaginea de sus, acolo este și un salcâm, va apărea și acel salcâm despre care Ion de Sârbu că seamănă, sădit în ziua în care Ion de Sârbu s-a născut și care seamănă teribil de mult cu soarta mea și a tatălui meu. Tatăl său, pentru că imaginea mai persistă acolo, în ziua mormântării, știți, pentru că veniseră 3.000 de mineri, fusese fruntaș sindicalist în Valea Jiului și fruntaș, nu numai sindicalist, prieten cu vechii socialiști cu Jumanca și cu Fluieraș, au venit 3.000 de mineri ca să-l ducă la groapă și cineva, o mână criminală, a dat foc casei și ca să-i împrăștie pe mineri și l-au scos coșciugul aproape ars pe fereastră. Da, sunt, cum spuneam, imagini care... Aceste case au fost demolate în 1987. Ion de Sârbu merge în noiembrie 1987 la Petrila ca să vadă ce a mai rămas din casa părintească, iar
domnul profesor Mihai Barbu, profesor de limba și literatura română la unul din liceele din Petroșani, care a și studiat la CNSAS, arhiva din dosarele domnului Sârbu, a și scris o carte destul de consistentă, care la origine este teza dumnealui de doctorat, pe bază de documente, o reconstituire a biografiei lui Ion de Sârbu. Vă citesc printre picături până vin următoarele imagini. Vă citesc câteva mesaje. Spune cineva: felicitări, emisiune de excepție, oameni de valoare, chemați copiii să vadă, să învețe, să știe. Mulțumesc. Cum comentați o asemenea? E teribil pentru mine, dar cred că dacă Sârbu ar fi printre noi, probabil... Am vorbit deseori cu soția dumnealui. Avem timp și o nouă, da, e o imagine de copilărie. Sârbu împreună cu sora lui, cel din dreapta, el stând mic de la câțiva anișori, în mijloc sora Irina și alăturea este o verișoară Cisler. Da, deci copilăria s-a petrecută în Valea Jiului. Aici avem fotografie de familie petrecută în Valea Jiului, dar povestește ce copilărie a avut în Valea Jiului, cu jucatul mingii din cârpă, cu ždrălitul picioarelor, cu vorbitul pe ulița copilăriei în toate aici l-avem pe unde Sârbu, student la Universitatea în 1940, student la Universitatea Ferdinand I la Sibiu. Aici l-a cunoscut în biroul lui Lionel Blaga, care era notar pe Lucian Blaga, care a sugerat să facă facultatea de filozofie după ce a văzut diploma de bacalaureat, pentru că Sârbu vrea să facă facultatea de drept. El se vroia să devină un apărător al celor din Valea Jiului, o mărturisește adeseori. Aici avem carnetul de student din 1940, pare mi se de la începutul lui decembrie, 13 decembrie. Recuperat nu se știe cum, a ajuns și la mine prin bunăvoința soției scriitorului, care mi-a încredințat mai multe documente pentru a demonstra autenticitatea afirmațiilor pe care le-am făcut în legătură cu biografia lui Ion de Sârbu, pentru că o parte dintre datele biografice, aici avem pe Ion de Sârbu și Irina Sârbu, era vorba de vacanța de Crăciun 1940 la un bal, când spune Sârbu că s-a bătut cu legionarii. El nu-i putea să suporte pe legionari și s-a bătut cu legionarii care o tracasau pe sora lui. Dar nu numai. Da, deci... Da, aici avem o celebră fotografie, vorba de Cercul Literar de la Sibiu, despre care vorbeam mai devreme. Fotografia de sus este fotografia făcută în 1943. În mijlocul cerchiștilor se află profesorul lor de franceză, Henri Jacquier, în casa căruia se țineau ședințele Cercului Literar. Cel literar care s-a format din cenaclul Octavian Goga, la care Blaga participa, la ședințele Cercului, participa mut ca o lebădă, nu vorbea nimic. Mai jos avem o fotografie a o parte dintre cerchiști întâlniți cu întâlnire în 71. Ion de Sârbu, despre care vă vorbeam că a făcut frontul ajungând până la Nipru și până la Stalingrad, ajunge, iacătă, după întoarcerea, după contraofensiva, după ofensiva rusească, ajunge la Iași, la Lețcani, e vorba de mai 1944, și de unde va dezerta în preajma lui 23 august și ajunge pe căi ocolite la Craiova, iar după aceea în comuna Cioara, unde Victor, satul de bașna unui prieten de-a lui Ion Oană, și unde Victor Ion Popa venise cu teatrul lui și acolo a cunoscut-o pe una dintre marile actrițe ale teatrului românesc, pe Leopoldina Bălănuță, de care s-a și îndrăgostit. Da, foarte... Îl avem pe Ion de Sârbu în 1970 și în 1981-83, în moment în care începe să scrie adevărata sa operă, adică adevărata sa operă, opera de Sertar, pe care nu credea că o va vedea vreodată publicată. Nici n-am văzut-o în viață. Da, de fapt, lângă mașina de scris, căreia îi spunea domnișoara Olivetti. Da, o mașină Olivetti, probabil. Da, o mașină Olivetti la care a ținut foarte mult și la care și-a dactilografiat
Îl avem pe Ion de Sârbu în 1983, foarte trist, abia se întorsese din străinătate. Știa că manuscrisul său, volumul de teatru, Vieții comedianți, era chemat adesea am nenumărate declarații, supus la editură să dea declarații că piesele nu conțin șopârle, că nu conțin nu știu ce, că nu... Era extrem de dezamăgit, de altfel spune în niște mărturisiri ale sale, citându-l pe un actor, pe Ioana Nestin, care îl chema adeseori pe Caragiale la Craiova și Caragiale îi spune: frate Ioane, în Craiova nu se vine, din Craiova se fuge. De fapt, spune adeseori că a trăit în acid sulfuric, de asta la Craiova, de asta și spune că niciodată nu s-a simțit bine. Vorbește, în schimb, îmi pare rău că n-am citat-o la îndemână, extraordinar despre Gorjeni și Mehedințeni, care nu sunt ca oltenii. Face și precizarea asta, că Gorjeni... Sunt mai deosebiți, da. Nu, și acolo avem celebra fotografie alături de Salcâmul din fața casei, sădit în ziua în care s-a născut de către tatăl său, sub care scrie că seamănă teribil de mult cu soarta mea și a tatălui meu. Nu se vede fotografia foarte bine, probabil gândindu-se la protuberanțe, la cele concrescențe care sunt pe scoarță, care arată ca niște suferințe, ca niște bube imense. Da, fotografiile continuă. Avem o pagină de manuscris, este ultima pagină a manuscrisului din jurnalul unui jurnalist, volumul 2, pe care am și citit-o și care mi se pare extrem, extrem de sugestivă pentru cei care... Da, am trecut deja la o altă... Aici, Sârbu v-a mai spus că maestru, omul pe care l-a considerat definitoriu pentru destinul său, a fost Lucian Blaga, pe care îl considera tatăl său moral-filosofic, și alături pe alt patron, aceștia fiind patronii lui Ion de Sârbu, Ion Luca Caragiale, pentru că el a vrut să scrie un teatru de altă factură decât Caragiale. De altfel, teatru scris de Ion de Sârbu este teatru de factură blagiană. Da, o altă imagine. Aceasta e o imagine de la momentul premierii la muzeul, la Institutul Cultural Român, când am primit premiul Perpesicius pentru ediție critică. Nu mă așteptam la asemenea premiu. Fusesem invitat la o întâlnire pe chestiunea cercului literar, Ion de Sârbu, Ion Negoițescu, în care fiul lui Ion Negoițescu a vorbit extraordinar despre aceste două volume și nu știa nimeni că ajunsesem în sală, și atunci Ion Bogdan Lefter, care conducea această discuție alături de profesorul Silviu Angelescu de la Universitatea din București, domnul este în sală? Da, zic, sunt în sală. Și atunci am spus... Acestea au fost o parte din imaginile pe care le-ați avut dumneavoastră. Ne apropiem de finalul emisiunii. Vă citesc două mesaje și încheiați cu acel citat pe care ni l-ați promis, cu promisiunea că o să mai reveniți în studio, pentru că am fost o emisiune maraton, dar extrem de interesantă. Cineva spune așa: felicitări pentru emisiune, a fost foarte interesantă. Mai este încă, dar suntem pe final. Cineva vă transmite salutări și spune că vă cunoaște de o viață. Nu spune mai multe. Și încă un mesaj. Domnule profesor, Ion de Sârbu a fost cel mai mare scriitor al secolului 20. Din păcate, nimeni nu o susține cu adevărat. Eu subscriu la punctul acesta de vedere. Cred că Ion de Sârbu, am spus mai devreme, că a stricat ierarhiile literare. Asta nu convine nimănui. Am să vă citesc niște rânduri. Extrem de un tragism pe care nu cred că cineva îl poate înțelege. Este finalul unei scrisori către Mariana Șora.
Craiova, 16 mai 1989. Da, ne încadrăm într-un minut. Ne încadrăm. Da. Ieri mi-au comunicat doctorii 3 ce bănuiau ei de mai multe săptămâni. Cancerul meu a recidivat. Am 3 muguri de metastază. Aș putea să mă operez la unul, înseamnă un chin cumplit și fără de rost, fără nicio speranță. Acum Lizzy umblă la primărie, Lizzy fiind soția, să obțină ceea ce ei se cheamă locul de veci. Nu în literatură, nici în teatru, ci în cimitir. Locul de veci sună teribil de frumos. Pentru ce am luptat, am muncit și m-am zbătut toată viața. Pentru locul de veci, undeva, dacă nu în cimitir sau istoria literaturii, măcar în memoria unor prieteni dragi. Te sărut fericit, deși îndurerat, Gary. Da, iată niște... Și să închei cu un teribile, da, cu postscriptum. Ieri un deștept mi-a spus, cancerul nici nu e o boală, e o simplă greșeală politică a organismului, necombătută încă din faza în care era visul de veacuri al omenirii. Gary. Da, e un text extrem de grav până la urmă. Domnule profesor, a fost foarte interesantă întâlnirea. Aș vrea să mai reveniți în acest studio. Revenim și să o luăm mai metodic. Să o luăm mai metodic, sunt foarte multe lucruri. Din dorința de a furniza mai multă informație, poate am fost incoerent, poate n-a fost o prezentare, știți, pentru... Au fost cu foarte multe informații, poate că unele ar fi fost mai, dacă le prezentam mai rar și mai sincronizat cu imaginile, dar vreau să vă spun că eu zic că totuși a fost o emisiune interesantă și dovadă și mesajele care au venit, unele după ora 19, ceea ce înseamnă că telespectatorii s-au uitat la noi. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune și vă mai așteptăm. Da, și mă bucur pentru că, iată, numai în felul acesta, prezentând cu documente, prezentând cu lucruri veridice viața unui om care s-a vrut întâi de toate dascăl. A spus că avea bosa de dascăl, a fost îndepărtat de la catedră, din păcate, și neacceptat vreodată. A fost Viața Gurjului. Mulțumim pentru atenție. La revedere!